Zi de mare sărbătoare pentru toți creștinii ortodoxi. Credincioșii au luat cu asalt lăcașele de cult de Sfântul Dumitru pentru a se ruga pentru sănătatea celor dragi care poartă acest nume, dar și pentru sufletele dispăruților. Mare parte dintre credincioși s-au rugat și pentru a scăpa cu toții de acest virus care ne-a dat viața peste cap, dar și pentru ca guvernanții să-și întoarcă privirea către popor. Pentru ce vă rugați? Pentru sănătate. Asta este cea mai importantă din ziua de astăzi. Pentru sănătate și pentru pace în țară și să scăpăm de cazul ăsta. Pentru sănătate. Pentru multă sănătate. A poporului român să ne fie bine. Să scăpăm de această pandemie care ne-a băgat foarte rău, foarte rău în jos. Și să le dea minte la acești guvernanți care ne conduc foarte rău, care ne conduc foarte rău spre pierdere, de să facă ceva bun pentru țara asta, nu să-și facă numai interesele lor. Unii dintre ei își măresc numai interesele. Am venit în această zi sfântă la Sfânta Biserică să ne rugăm pentru sănătate, pentru iertarea păcatelor, pentru ajutor, pentru întreaga omenire care trece astăzi prin momente deosebit de cumplite. Pentru sănătate, pentru încredere, înțelegere, iubire între oameni, că asta ne lipsește. Credincioșii care au mers la biserică astăzi au împărțit pentru sufletele adormiților, potrivit tradiției, grâu fiert, dar și fructe uscate și covrigi copiilor. Sfântul Dimitrie și-a îmbrățișat credința creștină și a refuzat să țină ascunsă nădejdea sa în Iisus Hristos. Din acest motiv, el a fost întemnițat în timpul lui Maximian. În aceeași perioadă, creștinii prinși erau pedepsiți să lupte cu gladiatorii, în fața cărora nu aveau nicio șansă.